Președintele Consiliului Județean Suceava a anunțat că operatorul aerian Ryanair va adăuga o nouă destinație în portofoliul său de zboruri directe operate de la Suceava. Începând din sezonul de iarnă 2021-2022, în zilele de luni și vineri, Ryanair va introduce două zboruri săptămânale către Bruxelles-Charleroi. Aeroportul se află la 62 de kilometri de capitala Belgiei și va facilita accesul pasagerilor atât din Belgia cât și din țări precum Franța și Luxemburg. Prin urmare, aeroportul internațional Ștefan cel Mare Suceava va deservi 4 zboruri pe săptămână de la Suceava spre Belgia, 2 către aeroportul Bruxelles-Zaventem și 2 către aeroportul Bruxelles-Charleroi.